că am și vorbit cu mine. Am zis, nu m-am gândit la ceva să spun, dar Domnul m-a îndemnat să vă zic ceva astăzi. În primul rând vreau să mulțumesc Domnului pentru tinerii noștri minunați. Chiar sunteți minunați, să știți că nu fac afirmații ieftine. Sunteți prețioși, sunteți valoroși și să luați cu smerenie asta. Domnul vrea să vă ridice și să fiți o voce nu doar pentru România, ci să treceți dincolo de națiuni. Dar să stați mereu smeriți, așa vă zice Domnul, ca și la Saul, cât timp ai fost mereu de anunțat. Purtați în voi ceva ce, wow, Domnul să vă păzească, fraților, să vă rugați pentru ei. Sunteți binecuvântați să aveți o comoară. E o comoară. Și tu ești inclus acolo, că fără tine nu s-ar putea face. Sunteți extraordinari. Domnul să vă binecuvinteze. Un alt cuvânt pe care Domnul mi l-a... Sau mai bine, vreau să vă zic mai întâi ce am experimentat azi noapte, îmi zicea Milos dimineață, zice, de pe la 1 m-am trezit și am stat, am scris, s-a rugat el și zic, da, serios, înseamnă că am vegheat toată noaptea, că până la 1 am fost trează eu. Chiar înainte de ora 12, pe la 11, Duhul Sfânt m-a pus să mă rog și într-un mod special așa am simțit să anulez vrăjitoriile, satanismul și toate întunecimile vrășmașului. Și poate ziceți că sunt nebună, dar eu sunt nebună pentru Hristos oricum. Azi noapte la ora 12 eu cântam Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând. Pentru că Hristos a biruit moartea și dacă azi noapte sataniștii și vrăjitoarele și... oamenii întunericului, solii întunericului au făcut sărbătoare. Eu am spus, Hristos este Cel care a biruit moartea, pe care voi astăzi vreți să vă folosiți de ea. Nu știu dacă știți, sper că nu sărbătorește nimeni, nici măcar în joacă Halloween-ul. E sărbătoare demonică și preoții sataniști beneficiază foarte mult și vrăjitoarele de această sărbătoare în care oamenii deschid porți. Și Domnul m-a pus să... Nu știu dacă și Milo a mers pe aceeași direcție, dar eu până la ora 1 asta am tot făcut și am zis, Doamne, știu că Tu ai și alți copii care stau și în numele Lui Iisus anulăm tot ceea ce Satan vrea să aducă împotriva fiilor împărăției. Pentru că, nu știu dacă ați ascultat, e un pastor Ramirez, nu știu mai cum, care a fost preot satanist mulți ani. Și el a zis, chiar și nunta a făcut-o noaptea de Halloween și zicea, targetul nostru principal nu sunt oamenii de rând, targetul nostru principal sunt oamenii care îl slujesc pe Dumnezeu cu adevărat, păstori, slujitori ai lui Dumnezeu și pentru oia. Și chiar zicea cum mergeau, aveau și de asta, azi noapte Domnul m-a pus să mijlocesc pentru creștini ca să fie păziți de orice target pe care Satan îl pune împotriva lor. Suntem păziți de puterea Lui prin credință. Aleluia! Un alt cuvânt pe care Domnul dimineața asta mi l-a dat este să o rupem cu păgânătatea. Așa, Domnul m-a dus în închinare. A fost o închinare deosebită și așa Domnul m-a dus dintr-una într-alta. Primul rând mi-a zis, iată un loc lângă mine, vei sta pe stâncă. Eu vreau voi toți să stați pe stâncă, în odihnă, în prezența mea. Și Domnul a zis, ori de câte ori sunteți tulburați și nu sunteți în odihnă, nu mai sunteți pe stâncă. Și Domnul a zis, s-o rupeți cu păgânătatea și cu poftele lumești. Și de acolo, de la versetul ăla, m-a dus Domnul la Galateni. Poți să-mi deschizi Galateni 5, cred că de la 17, m-a dus la acel verset care zice, firea poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Uite, cu 17 așa. Căci firea pământească poftește împotriva Duhului. Să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești, da? Să o rupem cu păgânătatea și cu tot ceea ce firea vrea să aducă împotriva noastră, da? Pentru că sunt lucruri potrivnice unii altora. Nu putem să zicem că suntem creștini, dar umblăm în poftele firii pământești. Le spune un verset, nu știu exact unde e, dar e verset în Biblie, păstorii cred că pot să certifice, să o rupeți cu păgânătatea și cu poftele lumești, da?
trebuie să o rupem și să facem ceea ce Duhul vrea. Și meșterul mai departe, nu știu dacă 18 sau 19 este, că zice așa mai departe, și faptele firii sau poftele firii, aș putea zice, cu care noi trebuie să o rupem, sunt acestea. Prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, mai departe, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile. Poate nu ne ducem la vrăjitor, poate nu ne închinăm la idoli neapărat, cum se știe, dar certuri, zavistii, vrăjbi, mânii, s-o rupem și cu ăștia toate poftele firii, neînțelegeri, dezbinări, certuri de partide, pisme, ucideri, beții, îmbuibări și îmbuibări și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și când zice Domnul că nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu, cred că se referă și la faptul că nu vom intra în rai, dar se referă și la faptul că nu intrăm în acea odihnă de care Domnul zice și aici pe pământ. Pentru că Domnul vrea ca noi să trăim, ne-am rugat împărăția ta să vină și voia ta la fel. Împărăția Domnului, noi putem să trăim în ea încă de acum și aici. Și Domnul a zis, iată un loc lângă mine, vei sta pe stâncă. Putem să stăm în acea odihnă împreună cu Domnul, pe stâncă, plin de încredere, biruitori, dacă o rupem cu toate acestea. Fiți binecuvântați. Nu vreți eu? Domnul să vă bine.